Sunt fica preotului Alexie Bârcă de la Biserica Bucur. Bun prieten cu părintele Nicolae atunci când era profesor vis-a-vis de această biserică la seminarul de la Biserica Radu Bolu. Vreau să fac o corectură. Sunt datoare tatălui meu să fac această corectură la antevorbitorul meu. Părintele Nicolae nu a fost un luptător anticomunist. Părintele Nicolae a fost un luptător pentru Hristos. Așa, pentru că comunismul a fost într-o perioadă, dar el în orice perioadă s-ar fi născut, în orice perioadă ar fi trăit, s-ar fi luptat pentru Hristos. Pentru că ei, preoții, sunt ceea ce sunt locotenenții într-o armată. Ei, pe noi, soldații, care și noi trebuie să ne luptăm pentru Hristos, ne conduc în această luptă. Și dacă în această luptă, în piața universității, oamenii, tinerii aceia care n-au făcut niciodată religie, care n-au citit nicio carte în care să fie vorba despre Hristos, pentru că toate erau cenzurate și ascunse ochiul omenesc, ei bine, acei preoți s-au bucurat când generalul acestei armate, Patriarhul Iustinian, a scos cântarea Tatăl nostru din biserică și a introdus rostirea Tatălui nostru de către toți, de către toată lumea din biserică. Și atunci toate bunicile și toate mămicile au învățat Tatăl nostru și i-au învățat pe copiilor Tatăl nostru. Și astfel, acești locotenenți ai patriarhilor, ai episcopilor, acești preoți minunați au putut să facă ca în România să se schimbe într-o oarecare măsură viața. Dar să știți că lupta nu s-a terminat. Totdeauna a existat o luptă a creștinismului. Creștinismul s-a afirmat prin luptă, prin sacrificii umane și acum trăim o luptă. Ceea ce ați făcut dumneavoastră publicând aceste predice ale părintelui Nicolae este un act de bravură și a meritat decorații din partea generalilor noștri. Pe mine, părintele Nicolae m-a făcut să iau această luptă în piept, această luptă pentru Hristos. Pentru că atunci când am scris o carte de popularizare și duhovnicul meu, părintele Benedict Iuș de la Lugu Aprins, m-a încurajat să scriu și mi-a spus să scrii, Doamnă, deși cartea apăruse în biblioteca ateistului, că era o carte de popularizare a astronomiei, să scrii, Doamnă, că scrii bine. Pentru că știința, într-adevăr, deschide mintea omului și arată cât de minunată este creația lui Dumnezeu. Da, și am scris, și tatăl meu mi-a spus să scriu, dar am întâmpinat greutăți foarte mari, foarte mari. Și atunci când îmi era mai greu, am găsit un sprijin în părintele Nicolae, care aprecia ceea ce scriu.
și care m-a îndemnat să scriu mai departe și care a făcut în așa fel încât cărțile mele să le pot da publicări. Cu această ocazie am scris câteva lucruri la o revistă care există și se numește revista Memoria și este înființată de un scriitor, Banu Rădulescu, veșnică să-i fie pomenirea, și pe care o publică Uniunea Scriitorilor. Vă rog, din suflet, să scrieți, pentru că am văzut că sunt oameni dăruiți, să scrieți un articol despre Părintele Nicolae, să-l dați la această revistă ca să se publice, pentru ca să rămână în istorie, fiindcă nu vedeți, chiar și astăzi, istoria României nu se face. Vorbeați despre anul centenar pe care l-am sărbătorit în 2018. Dacă nici pe mormintele ctitorilor acestei românii mari nu s-a putut pune o coroană de flori și nu s-a spus că nu se poate pune această coroană de flori la anul centenar, pentru că s-a pomenit despre ei, s-a vorbit despre ei, s-a spus mult despre ei, dar unde au fost îngropați nu s-a spus. Știți dumneavoastră unde e îngropat Maniu? Da, în lunga Izei, în lunga inundabilă a Izei, care șterge orice mormânt când inundă. Maniu n-are mormânt. Deci despre Părintele Nicolae trebuie să știe tot românul. Vă rog frumos să faceți acest lucru. Fac cadou Doamnei Preoteze un număr din revista Memoria, în care am scris și un articol despre unul din Făuritorii Unirii. Vă mulțumesc frumos pentru acest lucru. Vă mulțumesc frumos. Sunteți minunați. Într-adevăr, Părintele a fost un mare ofițer, dacă v-a avut ca ostaș pe dumneavoastră, pentru că fiecare creștin este ostaș al lui Hristos. Nici sărutare nu-ți voi da ca Iuda, deci n-am mai voie să-mi trăiesc.